Domnul președinte Flutur are o inițiativă unică în România. Și anume crearea unui parteneriat stat-biserică. Die Schaffung einer Partnerschaft zwischen Staat und Kirche. Dorim ca o serie de centre de asistență socială să le transferăm bisericii ortodoxe. Dass sie der orthodoxen Kirche übertragen werden. Bineînțeles, cu plata unor sume de bani pentru funcționarea în bune condiții a celor centre. Și un prim pas care se va face va fi cel de la Rădăuți. Un erster Schritt wird sein das Zentrum in Rădăuți. Unde circa 200 de copii pot merge. Wo künftig 200 Kinder. În acel centru de asistență socială, făcut pe lângă mănăstirea Bogdan. Künftig der Kirche Bogdan angehören. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor celor care participați astăzi aici. Danke allen, die heute hier an der Konferenz teilnehmen. Sunt deosebit de onorat de faptul că avem o prezență în străinătate, din Germania, din Moldova. Ausländischen Gäste, sei es sowohl aus Deutschland als auch aus der Republik Moldavien. Și sunt convins că schimbul de experiență care va avea loc Erfahrungsaustausch, der stattfindet, pe acest important subiect pe care l-am văzut dumneavoastră, ne va aduce un câștig tuturor celor prezenți. Mult succes în desfășurarea conferinței. Mulțumim, domnule vicepreședinte Vasilie. Și încă o dată să mulțumim întregului Consiliu Județean Suceava pentru că au sprijinit și sprijină Centrul Sasca. Weil sie das Zentrum Sasca Mica stets unterstützt haben und auch heute stets unterstützen. Prin aceea că avem două proiecte europene. Wir haben zum Beispiel im Moment zwei Kurse de desfășurare Africa. În valoare de câte un milion de euro fiecare. Jedes dieser Projekte hat einen Wert von 1 Million Euro. Un proiect gospodina care va îmbunătăți sala de mese și bucătăria. Ein Projekt, das der Bewirtschaftung dient, wer die Speisesaal und die Küche werden. Și un alt proiect care va îmbunătăți spălătoria și locul de cazare pentru beneficiari. Din obținut schlafräume. Sperăm ca până la sfârșitul anului aceste două proiecte fie finalizate. Abgeschlossen sind. Și deja avem gânduri noi. Und ich denke bereits an weitere Projekte. Am mai cumpărat terenuri în cadrul satului Sasca. Wir haben einige Grundstücke im Dorf Sasca angekauft. Dorim să construim unser Wunsch ist căsuțe, Häuser zu bauen și ateliere protejate. Werkstätten, așa fel încât beneficiarii noștri, so damit unsere Betreuten, din consumatori de la buget, von reinem Nutznießer des Haushaltes, să devină contribuabili, auch Beitragszahlende. De fapt, egalii noștri. Also, uns gleichgestellt. Vă mulțumim. Herzlichen Dank. Gibt es weitere Reden? Die Liste ist offen für weitere Grußworte. Dorește cineva să spună ceva? Da, salutăm prezența lui domnul Marius Bogdan, șeful centrului de la Costina. Bogdan, din Leiter Centrul din Costina. Și domnului Vasile Domșa, administratorul acelui centru. Din Verwalter des gleichen Centrums. Gibt es weitere Wortmeldungen, Grußworte? Dorește cineva să adreseze un cuvânt de salut? Dann, Dankeschön. Wir haben heute Vormittag einen Programmpunkt eingeplant und es heißt Erfahrungsberichte der Mitglieder zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das ist das Thema, das unsere Konferenz insgesamt durchzieht. Deci avem acum subiectul despre experiența membrilor acestei comunități cu munca de presă și relații publice. Și
Mi-a interesat foarte mult. Domnul Fron, pot să spun, a prezentat aici, sper că aveți și dumneavoastră, unele articole apărute în Ziarul Vestul, centrul din Soasca Mică, dar și pentru că relații publice nu înseamnă numai lunga de presă și niște scrisori ale unor oameni care au intrat aici. Și ceva în legătură mai teoretic despre lobby, ce înseamnă lobby. Dar vezi că asta mai acasă. Deci, poate să înceapă dumneavoastră să ne povestească cum a ajuns să publice aceste articole, ce probleme a... Ich möchte, hatte nur versucht, mal eine Einführung zu machen, zu den Erfahrungsberichten. Herr Fron hat uns hier ein paar Artikel kopiert. Und auch nicht nur Artikel, also er hat schon verstanden, dass Öffentlichkeitsarbeit sich nicht nur auf die Pressearbeit bezieht, sondern auf die Arbeit innerhalb der Gemeinschaft oder auch Briefe, also Korrespondenz mit Partnern oder auch mit Behörden. Und das ist also in diesem ganzen Ort widerspiegelt. Und ich wollte ihn deshalb bitten, vielleicht dass er damit beginnt, mit seinem Bericht. Aber wir können ja auch sitzen, trotzdem, zwei Schuss, wir müssen ja nicht stehen. Ein bisschen was aus der... Ich war schon auch im Lehrerweg an Deutsch gestellt, hat das wahrscheinlich. Also auf jeden Fall, es geht darum, dass er uns jetzt ein bisschen was aus seiner Erfahrung, wie er dazu gekommen ist, wie schwer oder wie einfach das war, eben in der Presse Artikel zu platzieren. Deci am întrebat cât a fost de greu să placeze un articol în presă, dacă este mulțumit cum a apărut. De obicei, nu este chiar unul la unul. Nu când spui ceva presă, eu sunt acum jurnalistă, nu întotdeauna apare unul la unul. Deci ce a fost pozitiv, negativ din experiență? Avem o relație foarte frumoasă la nivel de Suceava cu presa. Adică îi ziceau oamenii multe farme de prese. Nu numai e centrul Sasca. Nici de centrul Sasca, Sasca și Andrei Bosina, Bosina, Ariane Bunărută. Acum știți și dumneavoastră că în general se caută articole de senzație. Senzație unde scurite, de fapt. Dar noi găsim înțelegere pentru ca să ne se promoveze munca noastră, care este o muncă foarte grea. Zivisne sunt nezeșvere arbeit, dar cu mari satisfacții. Aber auch mit großen Erfüllungen. Vă pot spune că în 3 ani am redat societății 50 de persoane. Wir 50 Personen der Gesellschaft zurückgeben konnten. Avem care s-au căsătorit, care au făcut copii, am mers la un talon, am fost și așa mai departe. Am kinder, wir konnten an ihre Hochzeiten teilnehmen. După cum observați, avem câteva scrisori de mulțumire. Și în primul rând sunt din Occident, din Franța, din Anglia, din Germania, din Norvegia, care ne mulțumesc pentru munca noastră. Și cu ocazia asta eu trebuie să mulțumesc colaboratorilor mei. Este o muncă, după cum v-am spus, foarte grea. Și nu oricine poate să o facă. Pentru asta vă pot spune că din cei 290 de salariați ai instituției, von den 290 Angestellten des Zentrums, peste 50 sunt studenți. Sind über 50 Studenten. La psihologie, psihopedagogie, asistență socială. Soziale Assistenz. Asta înseamnă muncă de calitate. Das bedeutet ganz einfach eine Facharbeit. Asta înseamnă și rezultat. Das bedeutet auch die entsprechenden Ergebnisse. Că nu întotdeauna, știți, noi ne plânge de bani, dar nu întotdeauna asistența socială se face cu bani. Es ist nicht immer so, wir jammern viel über Geld, aber soziale Arbeit wird nicht mit Geld. Se face cu multă căldură. Dar noch mit Arbeit, mit seelischer Wärme.
E o colaborare foarte bună la nivel de direcție. Es ist eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Kreisdirektion. Consiliul Județean care ne-a sprijinit. Und mit dem Kreisrat, der uns unterstützt. Pentru că și la Costina sunt două proiecte. Weil auch in Costina laufen zwei Projekte. Pentru că și la Bojorâta s-a terminat un proiect. Și la Bleidorf. Deci noi am vrea mult mai mult. Wir würden sicherlich gerne viel mehr Projekte haben. Dar în comparație cu alte județe, eu cred că avem cele mai multe proiecte. Sind die meisten Projekte bei uns im Kreis. Și să știți că este greu de susținut financiar toate aceste proiecte. Ich kann Ihnen sagen, dass es sehr schwer ist, diese ganzen Projekte finanziell aufzubringen. Sunt niște proiecte foarte complexe și foarte greu. Complexe und schwere Projekte. Deci relația este foarte bună. Es ist eine sehr gute Beziehung mit der Presse. Întotdeauna am găsit înțelegere și am promovat munca noastră. Inclusiv întâlnirile cu dumneavoastră. Inclusiv de begegnungen. Ați observat. Sie haben sicherlich gemerkt. Că întotdeauna deci a fost avem două articole. Dass wir das stets mediatisiert haben, ist ein Artikel erschienen. Inclusiv despre întâlnirea de astăzi. Anschließlich über die heutige Begegnung. Și cred că vom avea și un viitor. Und ich denke, dass wir auch künftig so sein. Da, vă mulțumesc. Ich danke Ihnen. Ja, wir würden uns natürlich jetzt wünschen, dass unsere Mitglieder aus den verschiedenen Bereichen auch ihre Erfahrungen darstellen. Dafür hatten wir heute Vormittag die Zeit eingeplant. Bună la plus, noi ne-am gândit ca fiecare să prezinte din experiența personală sau a centrului pe care îl conduce sau din activitate cu relațiile publice, cu presa, cu, mai ales cu presa, în primul rând. Experiență sau... Asta scria și în program. Sper că dacă v-ați pregătit. Deci nu este obligatoriu. Dacă doriți, pot să... Deci, domnul Flon a prezentat că este o relație bună. Nu ne-a dat rețeta. Domnul Lecht. Asta a fost o provocare, bineînțeles, ca să vă zică și alții ceva. În mare ergințiune, să vin vă-s directora. Vreau să completez ceva la ce a spus domnul director. Wir haben uns immer darüber unterhalten, wie wichtig es doch ist, wenn Entwicklungen hier in Salzgitter passieren, dass die also dann auch die Öffentlichkeit erfährt. Întotdeauna un subiect de discuție între noi, că ar fi bine când se schimbă aici ceva la Salzgitter, sunt loc niște schimbări în bine, să afle și cu opinia publică. Pentru că nu în ultimul rând, din motivul pentru că aici se pun și sunt și fonduri din publice, ganze Konstrukt Salzgitter mit besuchen werden oder sehen werden, werden wir feststellen, dass momentan eine sehr große Enge hier ist. Când vom vizita astăzi instituția, vom vedea că este anumită gustime aici, s-a gustat puțin. Und dass hier 420 Personen leben müssen. Și pe un spațiu de studiu de strâns, că sunt astea 420 de persoane. In einem Raum oder auf einem Raum, der nicht mal für 200 genügt. Pe un spațiu care ar fi adecvat pentru 200, maxim. Wir wurden auch immer gefragt, wo können wir Geld herbekommen, dass wir die Häuser hier schneller bauen können oder Întotdeauna am fost întrebați de unde putem face rost de finanțarea unor case, ca să putem construi cât mai repede case adecvate, cu spațiul adecvat. War uns aber als sehr kleine Organisation einfach auch nicht möglich, da irgendwelche Millionen abzugreifen, weder aus Deutschland noch aus. Fiind o asociație mică, noi nu am reușit să facem rost de milioane de euro. Nu avem acces la aceste sume.
Und so kam das dann, also diese letzten Jahre, und das hat er ja auch beschrieben, uns wirklich auf die Professionalisierung der Mitarbeiter hier. Și acolo ne-am concentrat pe profesionalizarea colaboratorilor, ceea ce ați remarcat și domnul Dom. Deci ce se poate face? Und wir diesen Weg deshalb gegangen sind, weil wir sagen, wir können nicht auf neue Schlösser warten, auf neue Häuser. Wir müssen die Fachlichkeit und die Professionalität hier und heute beginnen. Und wenn wir dann noch Und wenn wir so gut sind in der professionellen Betreuung, dann können wir hinterher auch begründen, warum wir diese neuen Häuser wirklich verdient haben. Și în momentul în care suntem foarte buni la nivel profesional, putem și fundamenta o cerere pentru case mai mari. Und dieser gemeinsame Weg, der war sehr steinig. Bineînțeles, a fost multe obstacole pe drumul acesta comun pe care l-am parcurs până acum. Und ich habe auch die Kontakte zum Kreis aufgebaut oder mit aufgebaut. Am avut și contacte, am avut grijă să construim mai bine contactele cu direcția județeană. Und wenn die jetzt diese Projekte dann genehmigen, dann sind wir auch alle zusammen sehr glücklich und wir können den Mitarbeitern nicht nur danken für den Einsatz, sondern wir können sie auch dann die Arbeit in neuen Häusern machen lassen. Deci este important pentru noi, dacă direcția acum aprobă proiectele noi, vom avea și posibilitatea să le oferim colaboratorilor alte condiții de muncă, alte motivații. Ich bin sehr froh, wenn wir hier 30, 40, 50 Studenten wirklich experimentieren dürfen, sich selbst ausprobieren dürfen und wenn wir das dann ein neues Stück weit die Professionalisierung leiten. Și mă bucur să vină cât mai mulți studenți să poată lucra aici, să adună experiență, să facă. Și da, bekommt er dann immer von mir den Auftrag, die Presse und die Öffentlichkeit davon informieren, damit einfach diese Teilhabe der Menschen mit Behinderung hier in diesem Land zu einer Selbstverständlichkeit wird und zu einer sicher selbstständigen Sache. Din punctul meu de vedere, rog pe domnul Fon întotdeauna să facă aceste, să scrie în presă, să dea de știre presă, pentru ca și vizibilitatea ordinilor cu handicapul România, anumite handicapuri, să fie mai bună și să fie ceva normal, deci că sunt totuși partea societății, să fie recunoscuți în acest sens. Frau Kim. Ich möchte ein wenig über die Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland berichten. Weil Rumänien nicht in der Presse kein Interesse hat. Man hat kein Interesse an Rumänien, solange es keine Skandale gibt. Wenn in Germania ist es sehr schwer, zu lassen, Artikel über Rumänien, pentru că este, dacă nu sunt senzaționale. Also ich habe zweimal eine sehr große Öffentlichkeitsinteresse gehabt, als ich zwei todkranke Kinder nach Deutschland gebracht habe, an den zwei verschiedenen Abständen. Adunta Mahut Presse Bune, Kut Televisor, Televisor. Das muss ich einmal nicht deutsch, aber nicht mehr. Am avut doi copii desbonate moarte, deci practic în fază finală, și atunci am avut presă foarte mare. Deci am avut acces, au fost chiar succes. Das war eine kurze Phase, wo ich dann gemerkt habe, das läuft richtig gut. A fost o fază în care am văzut că trebuie așa ceva, dramatic. Și atunci, într-adevăr, presa imediat scrie ceva sau și televiziunea este interesată. Wenn ich aber heute sage, ich möchte etwas über unsere Arbeit berichten, dann sagen sie ja, nur diese Zeitungen, die lokal mit mir involviert sind, also da, wo ich wohne. Deci, când acum, deci la momentul ăsta, dacă vreau să scriu ceva despre activitatea noastră în România, am acces mai mult în faza la ziarele locale din zona unde stau eu, deci aproape de domiciliu, cum ar fi. Deci nu am acces la toate ziarele mari, cum ar fi. Es ist unmöglich, weil jeder sagt, das interessiert uns nicht, was da passiert. Deci, cei mai puțini sunt interesați, cei mai mulți nu le interesează ce se întâmplă. Ich habe ganz viele
Talk, ein Herz für Kinder oder die verschiedenen Talkshows habe ich angeschrieben. Es ist aussichtslos für einen normalen kleinen Verein, es sei denn, man findet also irgendwas ganz Tolles. Das ist für dich. În experiența mea, pentru o asociație mică, este greu să accesezi niște ziare sau chiar televiziuni sau emisiuni de profil din Germania. Sunt anumite emisiuni care se ocupă cu donații pentru anumite proiecte. Deci, dar și ca și asociație mică, nu am acces aici. Yeah. Das Einzige, was wir immer wieder machen können, ist über das DZI-Spendensiegel. Deci există o asociație care donație de să practic. Ja, und dieses EZI-Spendensiegel haben wir natürlich einen großen Kreis, der uns erreichen kann. Și această instituție este foarte bine, are o rețea foarte mare și poate să ajungă și la mea niște bani. Deci asta este o soluție. Auch in Rumänien sind wir inzwischen ein paar Mal im Fernsehen gewesen. Și în România am avut niște apariții la televizor. Hier haben wir viel weniger Probleme, wenn ich zum Fernsehen gehe oder auch zur Presse, man kommt sofort. Darum, in Romania nu am probleme, dacă apelez la presă, la mai ales la televiziune sau așa, e bine imediat. Ja, und da geht es eigentlich immer darum, dass Sie sagen, meine Güte, es gibt sowas in Rumänien, also es geht um die Kinderhäuser, die Familienhäuser und man ist immer wieder sehr, sehr erstaunt und dann wundert mich, es kommt aber sonst nichts. Deci, de obicei, când vine presa la noi, sunt surprinși oamenii pentru că nu au văzut că există așa și la noi. La noi sunt case de tip familial sau copii, cum sunt îngrijiți, cum este posibil să fie îngrijiți în România. Deci nu cred că este în România. Yeah. Doamna vine es de la Lipova. Es ist nur einmal kurz ein Aspekt und dann verschwindet es wieder. Dar și în presa românească, deși aici la fața locului, sunt așa niște focuri de atipici. Și după aia este liniște. Deci, und natürlich, wir arbeiten ja mit der Kinderschutzdirektion zusammen. Și noi colaborăm cu Direcția de Protecție Socială și Protecția Copilului. Und da gibt es sofort natürlich eine Maulklappe, was wir sagen dürfen, was wir nicht sagen dürfen. Von wem? Von der Direktion, von der Behörde. Direktion, wenn du vorgehst. Wir dürfen nichts über Kinder berichten. Die Kinder dürfen nicht in die Öffentlichkeit getragen werden. Das Fernsehen darf auch nicht in unsere Häuser kommen. Deci televiziunea nu poate să vină în aceste case. Sie können auch von außerhalb pot să fotografieze de afară, aber nicht innen drin. Es sei denn, dass sie direcție sie gestellt hat. Da, numai cu aprobarea direcției. Asta este pentru că avem o colaborare și avem o și privit persoana va avea nimic financiar. Da. Spune de zine, ne-a este vorba despre colaborare în sensul de cofinanțare. În momentul în care ai primit o cofinanțare de la direcția de profil, trebuie să te dețin și de reguli. Poate domnul poate să are ce legătură în afară, nu este interdicție de supra de lege și nu are ce legătură cu parteneriatul. Eu am tradus ce a zis. Nu este interdicție de lege, indiferent dacă e parteneriatul. Es gibt ja sicherlich keine Verbote, die dieses Gesetz. Es gibt ein Gesetz. Aus Grund dieses Gesetzes kann man jedem verbieten, Kinder zu Wir haben immer wieder sehr heftige Probleme, auch mit den Finanzen. Wo es mich dann juckt, ans Fernsehen zu gehen, weil es dann manchmal richtige Skandale sind. Ich traue mich nicht, weil dann von der
anderen Seite ich dann also so viele Probleme kriege, dass ich mir das schenke. Also ich bin blockiert hier im Moment. Es geht darum, dass wir hier eine Erfahrung berichtet vorlegen, also verschiedenen Kreisen eben auch verschiedene Erfahrungen sind. Deshalb gibt es eine Arbeitsgemeinschaft Pressung, dass man sich dann vielleicht ein Danke, Frau. Erstmal, Ihr Beitrag war zu Ende. Ich wollte auch noch sagen, dass eine besondere Sensibilität einfach herrscht, wenn wir Ausländer sind. Das empfinde ich sehr stark. Auf dem Gebiet. Deci, având în vedere că suntem venind din străinătate, există o altă sensibilitate față de problemele care se pun, confirmă și doamna Schalt. Ich glaube, das ist einfach auch, was ich verstehe, verständlicherweise, ein gewisser Stolz der rumänischen Behörden, dass sie das Gefühl haben, wir meinen, wir machen es besser, was aber nicht der Fall ist. Ja? Und dass aus dem Grund einfach diese, ja, ich sag's mal, Sensibilität oder Allergie da ist. Ja. Este probabil și faptul că din mândrie instituțiile române, autoritățile nu vor să fie învățați ce să facă. Și probabil că noi prin asta putem, este o problemă pentru mulți. Dar poate la anumite, în anumite județe am remarcat. Nu este ceva general. Ist nicht ganz übersetzt. Ich möchte, dass wir uns auf Erfahrungsberichte aus dem eigenen Bereich beziehen und nicht allgemein, weil es unterschiedliche Erfahrungen gibt. Darum habe ich dann auch gebeten, dass wir vielleicht haben Erfahrungsberichte, dass wir uns auf eine Sache, deci m-am gândit, deci eu am avut această propunere ca întâi oamenii să povestească din experiența lor și din, dacă se poate mai aproape de ceea ce, deci din județul respectiv, din localitate. Pentru că sunt diferite, fără generalizări. Das wurde nur. Ați spus tot? Am spus, știi, ja. Also, welche Erfahrungen ich zu diesem Schluss gebracht habe, weil das ist ja wichtig für uns, dass man das ein bisschen problematisiert. Es geht ja darum, Und es ist ganz wichtig, dass wir auch diese Themen anschneiden dürfen, wo wir uns gegenseitig nicht so wohl fühlen. Und das war jetzt so ein Aspekt. Avem o colaborare mai veche și vreau să spunem lucrurilor pe nume, chiar dacă nu sunt aceleași păreri. Normal, suntem oameni diferiți și să nu avem niciun fel de reținere în acest sens. Doamna Așaita a confirmat ce a spus și doamna Kirchman, că se simte blocată. Deci dacă ar spune ceva la presă, ea crede că ar avea repercusiuni asupra activității, că ar putea duce la închiderea acestei case unde sunt îngrijiți copii abandonați. Copii din familii cu probleme. Deci astea sunt, din experiența lor, este mai bine să nu meargă la presă și să încerce să lucreze așa mai deșest. Și atât să-ți mai repărzeți din Deutsche. Instrumente, was artikuliert. Hast du das verstanden? Gut verstanden. Ja, wir haben das verstanden. Wer ist bereit, von unseren Mitgliedseinrichtungen auch weitere Erfahrungen zu schildern? Carmen, willst du uns Darf ich vorstellen, mein Name ist Carmen Cristuriano und vom Verein Verlassene Kinder, Kronstadt. Suntem o fundație susținută din Elveția. Stiftung mit Unterstützung aus der Schweiz. Din 1995 am început. Seit 95 läuft unsere Tätigkeit. Și copiii noștri cresc. Unsere Kinder werden erwachsen. Und sie leben in
Familienverbänden? Ich bin der Razzia von Presse. In Romania haben wir nicht mehr was, dass wir promovieren Aktivitäten. Im Sinne der Beziehung zur Presse hatten wir nicht das Bedürfnis, unsere Arbeit in der Presse darzustellen. Decât cu scopul de a strânge fonduri. Wenn dann nur aus dem einfachen Grunde, um Gelder zu sammeln. Deci nu am chemat de la ziare, televiziune, asta mai bine, au venit ei, au spus că wir haben nie die Presse zu uns gerufen, um uns kennenzulernen, sondern wenn, dann kamen sie auch zu uns. Ich vertrete auch die Stiftung Fundația Capedia in Konstanz. Wir arbeiten seit 95. Wir haben mit einem Zentrum für abandonierte, für verlassene Kinder von 0 bis 3 Jahren begonnen. Und seit 95 haben wir unsere Tätigkeit erweitert. Selbstverständlich war unser Augenmerk auch auf die nationalen Adoptionen. Socio-medical, 2006 haben wir ein Projekt Sociomed begonnen, prin care oferim consiliere pe parte de planificare familială pentru femei. Wir bieten Beratung in der Familienplanung pentru a preveni abandonul copiilor, activități in licee, adolescenții și școlile tinere. Wir bieten ihnen die Möglichkeit in den Schulbesuch. Și în decursul anilor am avut o experiență bună. Und im Verlauf der Jahre hatten wir eine gute Erfahrung mit der Presse, mit dem Fernsehen. De la înființare, deci când am început activitatea, bineînțeles că a fost o deschidere, o inaugurare. Bei der Gründung hat es eine offizielle Eröffnung, die lokale Presse war beteiligt. Der Sitz unserer Organisation ist in Klausenburg und wir kümmern uns um die geistig Behinderten. Es ist eine deutsch-rumänische, ein deutsch-rumänischer Verein. Und die meisten Mittel kommen aus Deutschland. Unsere größten Projekte werden von Deutschland.